În perioada 3-5 august, tinerii șahiști din cadrul clubului ACS Educație prin Șah din Drobeta Turnu Severin vor avea ocazia de a participa la Grand Prix Timișoara, un concurs prestigios de șah organizat de Federația Română de Șah. Echipa formată din 5 elevi talentați și antrenată de instructorul Daniel Moți va concura alături de aproximativ 350 de jucători din 23 de țări. Consiliul Județean Mehedinți a susținut deplasarea lotului pentru a participa la acest concurs extrem de important și puternic. În perioada 3-5 august, un grup de 5 elevi talentați din cadrul clubului ACS Educație prin Șah din Drobeta Turnu Severin, sub îndrumarea instructorului Daniel Moți, va participa la unul dintre cele mai prestigioase turnee de șah din România, Grand Prix Timișoara. Evenimentul organizat de Federația Română de Șah va aduna aproximativ 350 de jucători din 23 de țări, inclusiv 29 mari artiști, 4 mari maestre, 22 maestri internaționali și 2 maestre internaționale. Aceasta reprezintă o oportunitate unică pentru tinerii șahiști mehedințeni de a se confrunta cu jucători de top din întreaga lume, oferindu-le o experiență competitivă la cel mai înalt nivel. Participarea la un turneu de o asemenea amploare nu este doar provocare sportivă, ci și o șansă de dezvoltare personală și de învățare, într-un mediu competitiv și diversificat. Sunt mândru că fac parte din Club Sportiv Educație prin Șah. Pe data de 3 august, împreună cu echipa, reprezentăm județul Mehedinți la Grand Prix Timișoara, un concurs important, puternic, unde vom întâlni cel mai bun jucător de șah din lume. Participăm împreună cu echipa Educație prin Șah la Grand Prix Timișoara, unul din cele mai puternice turnee. Sperăm să nu dezamăgim pe domn profesor Daniel Moci și să venim acasă cu un rezultat bun. Fac parte din Clubul Sportiv Educație prin Șah, iar noi vom participa la Timișoara Grand Prix, unde participă de astfel și mari maestri internaționali, dar sper că noi vom avea un rezultat onorabil. Consiliul Județean Mehedinți, instituție condusă de președintele Aladin Georgescu, alături de primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, au sprijinit activ deplasarea și participarea echipei locale la acest eveniment de anvergură. Sprijinul oferit subliniază importanța pe care autoritățile locale și cele județene o acordă dezvoltării tinerelor talente, dar și promovării activităților educaționale și culturale. Sub îndrumarea atentă a instructorului Daniel Moți, tinerii șahiști au trecut printr-un program riguros de pregătire, menit să le consolideze cunoștințele și să le îmbunătățească tehnicile de joc. Această competiție reprezintă o platformă valoroasă pentru tinerii șahiști de a se dezvolta atât pe plan sportiv cât și personal, contribuind astfel la creșterea și afirmarea lor în cadrul comunității internaționale de șah.